Comuna Lărești este o localitate care, prin grija primarului Marian Toader și a Consiliului Local de aici, poate fi numită fără niciun fel de reținere europeană. Modernizările de infrastructură ale rețelelor de gaze și apă, colectarea selectivă a gunoiului, construirea unei piețe agroalimentare și a unei săli de sport sunt dovada că cei care conduc această localitate depun eforturi susținute pentru a oferi locuitorilor condiții de trai dintre cele mai bune. Ultima facilitate creată pentru a veni în sprijinul cetățeanului, mai ales în condițiile pandemice de astăzi, este ghișeul unic. Tot în acest an a fost realizată o mai mare dorință a mea, atât a mea cât și a locuitorilor. Este vorba despre plata online a taxelor și impozitelor prin ghișeul unic.ro. Deci de anul acesta, de 2 săptămâni, se pot taxele la primăria Lărești se pot plăti la caseria primăriei, atât plata cu cardul, cât și pe bază cu banii, cash, pe bază de chitanță, dar se pot plăti și prin ghișeul unic.ro. Și deja funcționează, văd că zilnic avem încasări pe această platformă și ne bucurăm că am putut să venim în sprijinul cetățenilor și pentru a rezolva această doleanță. Comisia Europeană a propus crearea ghișeului unic la data de 2 mai 2017. Inițiativa răspunde solicitărilor cetățenilor și companiilor de asigurare a unui acces mai ușor la informații, proceduri și servicii de asistență și de soluționare a problemelor.